pericol în județul Suceava la doar 3 zile după ce un drum întreg a fost acoperit de pietre și autoritățile abia au deblocat un sens de mers. Muntele a început să o ia din nou la vale. Oamenii însă își riscă viețile doar pentru a nu ocoli câțiva kilometri. Colegul meu Mircea Sime are detalii. Mircea, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Probleme din nou acolo pe drumul național 17B din Suceava, între localitatea Crucea și Broșteni. Au început să cadă din nou pietre de pe versanți, astfel că autoritățile au intervenit de urgență. Traficul este restricționat, iar șoferii sunt rugați să încerce rutele ocolitoare pentru a ajunge la destinație. Situația este destul de gravă acolo, pentru că, iată, după ce vineri s-a întâmplat pentru prima dată ca să avem acele căderi de pietre de pe munte, în continuare, după ce a fost cât de cât consolidat versantul, nu s-a reușit practic să fie N-au reușit cei care s-au ocupat de asta să îl consolideze până la capăt, pentru că pietrele au început să cadă din nou. Drept urmare, acolo trebuie începută o lucrare cât se poate de serioasă. De asta și, după cum spuneam, autoritățile au închis drumul pentru ca nu cumva să se întâmple o tragedie în acea zonă.